Vă rog bun venit la a patra ediție a Spectacolului de Sărbători pentru Toți. Este al patrulea an în care ne întâlnim împreună. Să încercăm să facem o bucurie copiilor de la Centrul Diaconia. Niște copii minunați pe care vedeți în fața dumneavoastră și care o să ne întâlnim în curând cu colindele pe care le-au pregătit. Se pregătesc de mult timp. A fost un moment dificil în ultimele zile, pentru că regele Mihai, un regele pe care românii îl iubesc în toată inima, a găsit lumea aceasta, a plecat dintre noi și totuși va rămâne în conștiința poporului român ca poate cel mai iubit rege al acestei națiuni. Așa cum poate ați văzut și în comunicarea de presă, am ales să nu anulăm acest spectacol, deși este bolul național astăzi. Pentru că, în primul rând, pentru că s-au pregătit copiii, dar în al doilea rând, pentru că suntem aproape siguri că regele, dorind atât de mult binele pentru oameni, situația nu s-a simțit să anulească de eveniment. În calitate de gazdă, sunt Alexandra Nadale, sunt președinta Asociației Studențe cu Viață. Vă mulțumesc că ați venit, că ne sunteți alături în această seară, că ați venit să-i ascultați copii. Și îmi doresc să aveți o seară frumoasă. Aveți cumva prăjituri pregătite aici și lângă. Este și un târg de obiecte. Și în continuare o să le invit pe părintele să